Inspectoratul pentru situații de urgență Buzău trage un semnal de alarmă. Odată cu scăderea temperaturilor, riscul incendiilor în gospodării a crescut exponențial. Pompierii solicită verificarea sistemelor de încălzire cu defecțiuni și improvizații, coșurile de fum deteriorate, dar și pe cele neprotejate termic față de materialele combustibile. Din situația statistică a incendiilor produse la nivelul județului Buzău în ultimii ani, a rezultat o tendință de creștere a numărului de evenimente generate de astfel de cauze. Din statistica efectuată la nivelul centrului operațional județean, în acest an, din totalul incendiilor înregistrate, aproximativ 35% au fost generate de astfel de cauze. 137 de incendii s-au produs în ultimul an din pricina utilizării unor mijloace de încălzire defecte. Au fost distruse bunuri în valoare de peste 1,8 milioane de lei. Reprezentanții sub Buzău recomandă buzoienilor să dea dovadă de prudență atunci când folosesc mijloacele de încălzire. Pentru a preveni astfel de situații, ce se pot solda cu victime și pagube materiale importante, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău recomandă cetățenilor să verifice instalațiile și sistemele de încălzire și să remedieze defecțiunile constatate cu personal autorizat, să folosească materialul combustibil pentru care a fost destinat sistemul de încălzire, să nu lase în apropierea mijloacelor și aparatelor de încălzire materiale combustibile, să nu lase copiii nesupravegheați ori blocați în locuințe cu lumânări aprinse, sobe sau alte aparate electrice în funcțiune și să stingă focul, să decupleze aparatele de încălzire electrice la părăsirea locuinței sau înainte să adoarmă. Incendiile provocate din pricina instalațiilor de încălzire defecte au produs pe lângă pagube materiale și pierderi de vieți omenești. Doi buzoieni au pierit în foc în ultimul an.